Vă pun înainte trei scene puternice de la Sfântul Macarie Egipteanul. Toate trei vorbesc despre același lucru, despre cum mintea și sufletul au nevoie de noire. Mintea și sufletul. Pentru că adeseori, la părinții duhovnicești, mintea este văzută ca una dintre facultățile sufletului. Deci mintea este ca un instrument al sufletului, făptura eternă. Prin minte inteligentă și curată, Sufletul are contact cu rațiunile lumii, dar sufletul nu se confundă cu mintea. Mintea este doar o parte a sufletului. Ceea ce urmează să vă spun este preluat din această carte, o selecție din scrierile Sfântului Macarie Egipteanul, Sfântului Grigorie de Nisa și Sfântului Epifanie de Salamina. PSB, volumul 12, Părinții Scriitori Bisericești, colecția binecunoscută. Iată cele trei scene și să nu uitați că ele sunt imaginate de o persoană care a trăit în secolul al IV-lea. Sunt scene din vremea aceea, cu recuzita din epoca respectivă. Spune Sfântul Macarie Egipteanul în felul următor. Să ne imaginăm un fel de groapă de gunoi, un loc în care toată lumea aruncă toate mizeriile, toate lucrurile nefolositoare. Bineînțeles că acolo miroase urât, bineînțeles că acolo este periculos să stai, pentru că totul este infect și poți să te îmbolnăvești. Și acum să ne imaginăm că, exact în locul acela, vine un bărbat puternic și bogat. Cineva care are multă putere și multe resurse. Acest bărbat. Ar porunci muncitorilor pe care îi plătește să curețe tot ceea ce este murdar în locul respectiv, să adune gunoaiele, să adune toate resturile împrăștiate, să sape pământul ca să nu rămână nici urmă de mizerie. Și după ce locul este curățat, omul acesta bogat poruncește să se construiască acolo un palat impunător, o construcție mare, strălucitoare, ornamentată. În cuvintele Sfântului Macarie egipteanul, ar fi în felul următor, iatacuri aurite, saloane pline de marmură, încăperi pline de slavă. Așa zice Sfântul Macarie folosind, bineînțeles, imagini uh, din, din vremea sa. După care Sfântul Macarie spune în felul următor, în locul plin de gunoi și de miros infect de altădată, ce vedem acum? Este un loc de o frumusețe rară. E o groapă, era o groapă de gunoi și acum este un loc deosebit de frumos. Îți este mai mare dragul să stai. Aristocrații se adună acolo. Împăratul însuși ține acolo ședințele și banchetele sale. O transformare remarcabilă. Bine, a doua scenă. Să ne gândim la un pământ pustiu, secetos. O suprafață mare de, de, de teren, arabil teore, teoretic, dar el este plin de spini și de mărăcini. E, peisajul este dezolant, totul pare abandonat, este sterp. Și vine acolo un agricultor iscusit care se apucă să lucreze pământul, cu răbdare, cu multă pricepere. Ce ar face el când ar ajunge acolo? Ar smulge spinii ar smulge toate rădăcinile sălbatice care nu lasă nimic să crească ar aduce îngrășământ ar aduce apă din belșug și după ce a îngrijit pământul și l-a pregătit ar aduce vie într o parte ar pune grădin de flori de trandafiri de flori exotice în altă zonă ar pune pomi fructiferi și tot felul de de arbori spectaculoși dintr o dată locul acesta s-a schimbat Adică nu chiar dintr-o dată, dar s-a schimbat. A devenit plăcut, a, plă a devenit odihnitor, a devenit roditor din belșug. Ai sta și te-ai minuna cum, dintr-un spațiu atât de arid, a putut să devină un pământ plăcut, liniștitor și folositor. Și acum a treia scenă, care este și mai puternică, să ne imaginăm o femeie săracă Extrem de umilă, de cea mai joasă condiție socială, care s-a născut într-un mediu nociv și care nu poate să facă nimic pentru ca să-și schimbe situația. Cine vrea o umilește, cine vrea o jignește, îi face greutăți. Doar că, la un moment dat, prin cine știe ce întâmplare de necrezut, ca în basme, un nobil de rang înalt vine la această femeie, se îndrăgostește de ea, îi place de ea și, ce ar face dacă s-ar întâmpla asta? Pur și simplu ar culege-o de pe drumuri și i-ar dărui libertatea în cazul în care este sclavă. I-ar dărui haine scumpe și frumoase. Ar educa-o. Ar pune-o în vecinătatea femeilor de un rang mai înalt decât ea. Ar merge apoi cu ea la ocazii oficiale, acolo unde îl duce rangul său. S-ar purta cu ea cu demnitate ar onora-o ca pe o femeie egală cu el în rang. Ce schimbare ne pune în fața această scenă? Femeia pierdută, aflată la marginea societății, care se transformă și este credibilă această transformare, se transformă într-o doamnă cu înfățișare și cu purtare nobilă. După ce ne lasă să ne gândim la aceste trei scene, Sfântul Macarie Egipteanul ne spune în omilia numărul 32, ne spune felul următor: Când face omul păcate, atunci el este în toate aceste trei stări în același timp, în toate trei deodată. În sufletul și în mintea lui se îngrămădesc toate necurățiile, toate mizeriile lumii, care vin pur și simplu peste el. Este acum la fel ca groapa de gunoi din prima scenă. Miroase urât. E o infecție gata să se răspândească, pentru că știți că răul contaminează. Dar Sufletul este nu doar mizerabil, dar este steril. E prăbușit în sterilitate, la fel ca Pământul secetos și plin de mărăcini din scena a doua. Nimic bun nu poate să iasă din el. Nu este nicio plantă care să supraviețuiască în acel pământ, și nicio virtute, și niciun gând bun, și nicio faptă bună nu pot să iasă din mintea cu care este, care este comparată cu acel pământ steril. Omul aflat în această stare se descoperă pe sine sărac, disprețuit, împins la marginea oricărei demnități, așa cum este și femeia disprețuită și înjosită din scena a treia. Bine, dar toate cele trei scene au un final fericit. Cum se reflectă acest scenariu fericit în viața sufletului care a alunecat în păcate și care s-a îndepărtat foarte mult de Dumnezeu? Păi iată cum. Am înțeles deci că păcatul aduce sărăcia, adevărata sărăcie, adică puținătatea în duh, aduce întinare, aduce maculare, mizerie, aduce lipsă de demnitate, dispreț, cel care este în acest fel de viață și care vrea să-și schimbe starea, trebuie să facă exact opusul motivului pentru care a ajuns sărac și murdar și fără demnitate. Să facă opusul păcatului, să-l cheme pe Dumnezeu în viața lui, asta e una, și a doua, să-i se pună la dispoziție lui Dumnezeu. Sfântul Macarie Egipteanul ne asigură că Duhul Sfânt venit în sufletul nostru eliberează sufletul. Îi redă demnitatea. Îl îmbracă în haină de lumină. Nu mai este nimic de disprețuit acolo. Nu mai este nimic de compătimit pe de altă parte. Lumina Harului lui Dumnezeu strălucește din interiorul celui pe care îl luminează. Numai că, numai că mai atenționează Sfântul Macarie Egipteanul. Trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în adâncul minții noastre, adică acolo unde se găsesc gândurile noastre ascunse. Gândul ascuns, așa cum zice Sfântul Macarie, gândul ascuns este gândul vătămător care te va duce până la urmă la suferință. Știți unde stă gândul ascuns și cum și ce formă are el? Este gândul pe care îl păstrezi în mintea ta, deși ai schimbat tot restul. Este gândul ascuns care încă te mai ține conectat cu lumea de păcat în care ai stat până atunci. Te-ai schimbat? Te-ai schimbat, dar nu de tot. Te-ai schimbat 95%. Este 95% de ajuns. Gândul ascuns este gândul vătămător. Când te aștepți mai puțin, el iese la suprafață, așa cum iese buruiana nedorită printre plantele din grădina ta, plantele roditoare din grădina ta, buruiana aceea care iese în urma unei ploi care a stimulat răsărirea buruienii pe care o credeai îndepărtată. Rădăcina răului a rămas în sufletul tău. Rădăcina răului a rămas în sufletul tău pentru că n-ai vrut să renunți la gândul ascuns. Deschidei deci lui Dumnezeu toată inima ta și toată mintea ta. Nu-ți păstra rezerve? Fă exact așa cum spunem noi la slujbele noastre, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și atunci totul va fi schimbat. Totul Va fi schimbat. Totul va fi înnoit. Domnul să fie mereu cu noi și să înnoiască viața noastră cu totul.